Doresc să vă informez că Guvernul României a adoptat astăzi o ordonanță prin care indemnizațiile lunare pentru cele mai înalte funcții de demnitate publică din România se majorează începând cu luna august din acest an. Concret, este vorba despre următoarele funcții: președintele României, primul ministru și miniștrii, președinții celor două camere ale Parlamentului, directorii Serviciului Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale. În total sunt 48 de funcții vizate de această ordonanță. Sunt două motive pentru care am făcut personal acest anunț. În primul rând, vreau să fac cunoscut în mod oficial faptul că până la finalul acestui an vom avea creșteri de salarii în tot sistemul public. Există un proiect pregătit de Ministerul Muncii, care în cel mai scurt timp va deveni lege, astfel încât fiecare angajat la stat să primească un salariu corect în raport cu munca și responsabilitățile sale. În al doilea rând, din rațiuni de transparență, pentru că nu exista nicio suspiciune în legătură cu adoptarea unor creșteri de indemnizații pentru cele mai înalte funcții de demnitate publică din statul român.